Joi 1 septembrie 2022 s-a găsit o monedă ducată de aur din perioada împăratului Leopold al Austriei, Imperiu Habsburgic, în curtea Colegiului Național Silvania, din municipiul Zalău, unde se efectuau lucrări pentru schimbarea țevilor de canalizare. Moneda a fost emisă în anul 1685 și este o piesă din aur care valorează în jur de 3.800 de euro pe piețele din Europa. În Sălaj este prima și singura monedă ducată și va fi expusă la muzeul care este doar la câțiva metri de locul unde a fost găsită. Pe lângă această monedă de aur, au mai fost descoperite cu ajutorul detectorului de metale și alte artefacte, cum ar fi podoabe din metal, bronz, monede de argint. Arheologul Horia Pop de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, care este șeful secției de cercetare științifică, ne-a declarat că zona este cu potențial arheologic pentru că au mai fost săpături în vecinătate, însă nu crede că mai sunt și alte monede de aur, deoarece acestea sunt foarte rare și se bucură de faptul că aceste piese ajung la muzeu, unde pot să le vadă vizitatorii. O să încheiem cu o piesă de excepție, care este un ducat de la împăratul Leopold al Austriei, al Imperiului Habsburgic, care este emisă la 1685. Este o piesă de aur, bineînțeles, dacă este ducat, numai de aur poate să fie. Este o piesă de excepție în sensul că nu apar foarte multe în mediu, pentru că este o piesă care la vremea respectivă avea valoare și nu putea fi tezaurizată dacă existau mai multe. Dar aici nu a fost cazul de un tezaur. Aici muncitorii care au lucrat aici și au colaborat cu noi au fost foarte atenți și au reușit să o recupereze. Ăsta este reversul. Tot de asemenea este emisă pentru... De asemenea vedem Fecioara cu pruncul, deci acea imagine patrona Ungarie, și piesele în general există în alte județe, există și tezaure de ducați. Nu este cazul nostru pentru că deocamdată nu a apărut, dar noi suntem încântați că aceste piese care fac parte din ce înseamnă patrimoniu, ele ajung la muzeu și important este că le poate vedea toată lumea de acum încolo. Asta e una. Dar întâmplarea, sau în fine, vremurile tulburi care au fost în acele timpuri, probabil că au și determinat pierderea acestei piese într-un context care nu e un context special. Deci nu este o depunere, nu este o îngropare specială, este absolut o pierdere datorată vremurilor tulburi pe care le trăia nu doar Zalău, ci tot nord-vestul României în perioada respectivă a fost într-o continue conflicte, lupte între cei care doreau, cum am spus, de partea curuților sau lobonților. Și noi continuăm cercetarea în zilele care vor urma, în săptămâna următoare, cu speranța că vom aduce alte informații despre ce a însemnat târgul Zalăului de-a lungul timpului și în special în perioada în care avem contextele clare și foarte bine delimitate arheologice pe care le-am conturat în zilele anterioare.